cum reușesc să scoată tot ce e mai bun din oameni. Am avut tineri care se drogau ca să îl descopere pe Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare problemă a lumii noastre, lipsa de iubire. Omul suferă pentru că nu primește, deoarece nu dăruiește iubire. Cum poți să dăruiești fără să aștepți nimic în schimb? Rămânem în mijlocul societății din dorința de a fi alături de oameni, pentru că aici este și multă suferință. Iar noi, ca viețuitori într-o mănăstire de oraș, avem datoria de a-i primi bine pe acești oameni, de a-i asculta, de a avea cea mai multă răbdare cu ei. Pentru că dacă nici noi nu mai facem, unde să se ducă? Cât de aprigă este lupta lor? O legătură atât de intimă cu Dumnezeu, nu ca pe o persoană exterioară, ci ca pe o prezență în inima ta, este atât de clară această certitudine încât ai senzația că poți să muși mulți. Sigur că mai ai gânduri cum ar fi dacă ai fi avut o familie. Scopul vieții nu e rugăciunea, nu este postul, nu e mersul la biserică. Scopul vieții omului este să iubească. Filmul documentar Mănăstirea Radu Vodă, locul și rolul călugărilor în mijlocul societății. În premieră, în Sfânta și Marea Sâmbătă, 1 mai, de la ora 20, la Trinitas TV.